Suntem un stat care este reprezentant, cum îi spun copiii la școală, de un culoc boțât. În 30 de ani nu am avut elaborat un plan de modernizare a țării. Nu avem un plan pentru dezvoltarea economiei sau agriculturii. Noi astăzi nu avem niciun plan de modernizare a transportului. Eu mă mândresc astăzi de faptul că primăria din municipiul Bălți, 4-lea an la rând, este cea mai transparentă din Republica Moldova. Mă mândresc de faptul că avem cea mai frumoasă piscină pentru copii Unifac Sport, reconstruită total. Am modernizat piețele din Bălți. În Bălți, pensionarii, orele de dimineață și seara, merg gratis, nu doar cu troleibusul, cu troleibusul merg toată ziua și la Chișinău și la Bălți, dar merg gratis și cu rutierele. După ce am discutat cu mai mulți vinificători, eu vreau să construiesc în Republica Moldova orașul vinului. Noi n-am avut un președinte de țară în 30 de ani care a organizat o întâlnire comună cu președintele Ucrainei și a României pentru a realiza macro un proiect în binele cetățenilor din Republica Moldova și statele vecine. Noi o să pierdem tot tineretul din țară și vor rămâne în țară doar pensionari dacă noi urgent nu vom crea condiții atractive pentru tineri. Cu specialiștii am elaborat un proiect și aici ține de ipotecă, de a procura apartament sau casă cu 0% pe lună. Pentru diferite acțiuni de caritate, ca să știți, în Edineți, eu am cheltuit din bani personali peste 1.200.000 de lei și așa a fost în toată țara. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.